Salutare, bă băieți, și bine v-am găsit la un prim episod de Samp. San Andreas Multiplayer, mă întreabă ăsta barbut. Nu am bani de aruncat. Ok. Nu știu cum îi dau, nu știu cum îmi scot din mașină, dar e ok. Bun. Păi dacă vrei să mă duci, dacă nu. Nu știu unde este. Nu mă fac de râs, dracu. Ci vreau să-l duc la barbut, dar eu nu știu unde e barbutul. Bun. Primul episod l-am făcut pe Green, alături de Seto. Da, a prins destul de ok, 2500, aproape 3000 de vizualizări. Eu zic că e destul de ok, având în vedere că n-am mai postat Samp deloc. De fapt, am mai postat acum vreo 5-6 luni. De atunci n-am mai postat deloc. Eu zic că e destul de ok, 2500-3000 de vizionări. Majoritatea comentariilor au fost de genul: apucă-te de Orange, man, vrem să joci pe Orange. Apucă-te pe Orange, 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 Orange. Am zis, bă, hai mă să ascult de voi și să încep aici o serie pe Orange. Da, nu știu cum o să prind această serie pe Orange. Eu mă mulțumesc și cu, nu știu, 2000 de vizări, având în vedere că s-l-am început și sunt paletă, sunt nab pe acest joc. Dar eu zic că pot să-l prind destul de rapid. Am vorbit și cu Tudor, mi-a explicat niște chestii, a spus că nu e așa de greu pe cât pare. Nu știu, mapa asta mi se pare super imensă și greu de învățat. Da, nu știu ce să zic, ci că Tudor o știe pe de rost. Da, super, ce pot să zic. Am reușit să fac rost de mașină, am furat o mașină pe stradă. Iar din câte știu, ca să faci nivel trebuie să iei payday-ul. Ce înseamnă să iei payday-ul? Să intri la ore fixe. Eu am... Stai. Ok, știu și eu, dau o comandă. Ok, am 0 ore jucate. Cred că dacă joci jumătate de oră sau 10 minute nu ți arăt acolo. Așa. Nu am telefon, nu job, nu nimic. Am 1.5 kkk, ok. Respect points 0 din 3, e și 45, deci într-un sfert de oră trebuie să iau un respect points, cred. Da. Nu, nu zic că pot, dar nu. Ok, după aia am distrug mașina și mai am cu ce să mă duc. Hai să facem un job sau ceva. Altceva chiar nu știu ce să fac. Ci că cel mai bine plătit este format Melor, ce punctul de pe minimum pe drum. Ok. Distanță 400 de metri. Bine, man, hai să vedem unde este jobul. Opa, opa. Ce faci, drag? Cum îl cheam pe băiat? Drago. Bine, man, stai că... Ok, în partea aceea. Deci, păi aproape, mă. Uite aici, în stânga. Ok. Asta vine cu avionul aici. Bine, bă, băiatule. Ok, hai să urcăm aici, ne dăm jos. Sărim gardul. Așa. Ok. Aba, cred că să mă urc într-un tractor sau ceva. Ai nevoie de jobul fermier pentru a folosi acest vehicul. Ok. Get job. Jobul tău este acum farmer. Bă! Mi-am luat tractorul, bă, și eu cu ce drag mă mai duc? Asta e meu, ia meu, dă-te jos. Ai, fă-mă de nubi. Ai, bă, serios. Mane. Uite, bă, n-am tractor. Haide, dar stai că mai am aici încă două. De ce nu pot? Muncește pentru că ăsta dă gestiune pentru a fi plătit. Așa, mă. Deci, trebuie să mergi cu o viteză mai mare de 25 de km la oră. Ok, unde scrie viteza? În dreapta jos. Ok, am 30 de secunde, da? Deci, da, trebuie să mă duc timp de 2 minute cu o viteză de minim 25 de km la oră. Deci asta e tot. Cream că e ceva mai complicat, dar e foarte easy, aparent. Destul de ușor, nu știu ce să zic. Deci trebuie să mă duc încă 100 de secunde. Sunt tare curios dacă se merită, gen cât, cu cât o să fiu plătit pentru chestia asta. Din câte știu, e cea mai bine plătită meserie. Da, nu știu, dacă o să vă placă seria, o să o postez, nu știu, la 2-3 zile. O să încerc să fac nivel, o să încerc să intru la
payday la orele fixe, o să iau respect points și cu acele puncte o să fac nivel. Nu știu, trebuie nivel 5 pentru o facțiune sau ceva de genul, dar nu-i problema. Eu când mă apuc de un joc, băiatule! Ok, încă puțin și mi-a dat dreptorul. Când mă apuc de un joc, eu sunt serios, dacă îmi și place jocul, chiar mă țin de acel joc și, da, nu știu. Nu știu ce o să urmeze. Mai am încă 50 de secunde. Bine, mă, hai să vedem. Bun. Ai nevoie de minim 1100 pentru a-ți spune oră la Givebox. Ok, nu știu care e faza cu Givebox-ul. Gen, e o cutie și poate da și case, am auzit, sau mașini. Dar nu știu când se bagă Givebox-ul. Mamă, dacă aș lua o mașină sau ceva. Am 1,5 kappa. Îți tare curios cum se fac bani aici. Dacă se merită să... Și din câte am înțeles și aici pe nivele. Man, nu te mai băga în mine. Ok, mai am încă 15 secunde. Tastează slash get gif. Iar pe hartă se va pune automat circuitul la cadoul de unde poți câștiga premiul cuvenit. Bine, man, mai am încă o secundă. Gata, cât mi-a dat? A primit un sac ce conține 23 de kilograme de făină. Ok, și unde trebuie să-l duc? Deținătorii fermei nu au bani pentru a te plăti. De ce? Deținătorii fermei nu au bani pentru a te plăti, dar pot oferi un sac. Ok, și unde duc sacul? Slash N. Și că mi-a spus tu doar, man, dacă ai vreo întrebare, apeși, scrii slash N și pui întrebarea. Unde duc sacul cu făină de la fermă? Hai să vedem dacă ne spune vreun helper sau ceva. E sac cu făină, așa, sau? Sacul cu făină, da. Trebuie să văd. Get gift. Ai nevoie de cel puțin 10 ori pentru a putea folosi get gift. Serios? Păi le facem, boss. Astăzi fac orele. Tastează comanda slash GPS, alege orașul în care te afli, burger shot și urmărești. Ok, deci GPS, stai să mai citim o dată. Deci, trebuie să alegi orașul în care te afli, alege burger shop și urmărești checkpoint-ul. Dar nu știu în ce orașul, nu știu în ce oraș mă aflu. Dracu știe, nu scrie pe mapă ceva, să aici în... Da, chiar nu știu în ce oraș mă aflu. Bă, și mașina mi-a dispărut. Bă, ești nebun la cap. Mă pot duce cu tractorul? Da, să iau mașină de aici. Nu pot să iau. Astea sunt toate tunate, bă, dracu. Nu pot, uite asta. Nu pot. NRG-ul ăsta. Aia era prea mișto, a? Da, nu pot. A, mă duc cu tractorul, ce? Opa, mă văd un tractor aici. Mă duc cu tractorul, ce să fac? Sau nu pot? A, nu mă lasă. Mergi la un burger pentru a vinde făină înainte de a munci din nou. Păi știi cu ce mă duc? Mă duc pe jos? Cine mă duce la un burger? Realul, da. Nu știu. Cică sus. Ce sus? Oh, Felix, te salut! Serios, man, ești Felix, moderatorul meu. Deci nu-mi zic că el. Hai, răspunde. Zi, man, ești moderatorul meu sau sală? Că și eu am un băiat pe nume Felix cu... Care are moderatul la mine pe canal. Mamă, ce băieți de treabă găsește aici pe Samp. Cum îi dau mesaj în privat, mă?
Chiar nu știu. Poate... Felix. Lăsa să vă răspunde. Nu știu cum. Ești moderator. Ești moderatorul. Ești moderator. Ce? Cum i-am scris mai sus, dracu? Aici ai. Ok, mersi, man. Burger, unde-i? Ah, gata, ok. F. Trebuie să dăm asta mai jos aici. Cât mi-a dat? Hoho, 23.000. Bine, bă, băiatule, la 10, da, să-ți dau 130 de cap. De fapt, diferă din câte știu. Unde-i Felix? Atât. Ești moderat, moderatorul de pe canalul meu. Hai să vedem ce spune. Lasă mesaj pe Skype. Pe Skype, orice, să știu că ești tu. Răspunde la întrebare. Da. Deci ești moderatorul de pe canalul meu. Hai, mă, spune, dar cred că el e. Lasă-mi. Acum filmez. O să apar în video. Îl postez în 5-10 minute, ok? Da, ce pot să zic? Am dat de Felix, moderatorul nostru de suflet. Da, acum am mâncit înapoi la fermă. Da, deci, da, nu e așa de, nu e așa de greu. Mersi, man. Ok, cam ăsta a fost primul video de pe Orange. N-am făcut mare lucru, am mai învățat și eu niște chestii. Bă, o să explodez mașina aia. Cam asta a fost videoul, sper că v-a plăcut, ne vedem data viitoare. Pa, pa!